Încă de la sfârșitul lunii mai, liderii sindicaliștilor din învățământ au decis declanșarea unui referendum național pentru a vedea măsura în care oamenii din cancelarii își doresc declanșarea grevei generale prin care să se boicoteze examenele naționale, evaluarea și bacalaureatul aflate în plină desfășurare. Cum jumătate plus unul din numărul cadrelor didactice nu au găsit oportună declanșarea grevei generale în această perioadă, Colegiul Național al Liderilor a decis reluarea protestelor la începutul anului școlar viitor în luna septembrie. Colegiul Național al Liderilor Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, întrunit în 31 mai 2017, a hotărât consultarea prin referendum a membrilor de sindicat dacă, datorită nemulțumirilor create de legea salarizării unitare, care ne defavorizează, sunt de acord ca să declanșăm greva generală în sistemul de învățământ. Acest referendum a fost realizat. În urma referendumului nu s-au întrunit numărul necesar de jumătate plus unul din numărul membrilor de sindicat doritor să adere la această formă de protest. Asta nu înseamnă însă că s-a renunțat la formele noastre de protest, urmând ca protestele să fie reluate după începerea anului școlar. Gabriel Ploscă susține că această decizie este luată ca urmare a faptului că și de această dată dascălii s-au gândit la binele elevilor și la faptul că trebuie să fie alături de aceștia la evaluarea națională și la bacalaureat. Nemulțumirile oamenilor din învățământ țin în primul rând de amânarea termenului de aplicare a legii salarizării unice, apoi de inexistența în bugetul anului 2017 a banilor pentru plata diferențelor salariale câștigate prin hotărâri judecătorești. Pe de altă parte, nu s-a rezolvat nici cu solicitarea legitimă de a se aproba ieșirea la pensie cu 3 ani înainte de vârstă standard din cauza supra-solicitării neuropsihice din învățământ, care poate conduce la o uzură fizică și psihică extrem de ridicată. Cu siguranță că colegii noștri s-au gândit și de această dată la interesele elevilor, care sunt acum unii dintre ei în febra examenelor de testare națională sau a examenelor de bacalaureat. Nemulțumirile noastre rămân, datorită faptului că prin această lege se amână mările promise de către guvernanți, datorită faptului că în bugetul pe 2017 nu există sumele necesare pentru plata hotărârilor judecătorești. Alte nemulțumiri sunt legate de faptul că nici până acum nu s-a rezolvat cu pensionarea cu 3 ani înainte de vârsta standard, fără ca să fie diminuat cuantumul pensiei pentru cadrele didactice care ar dori acest lucru. Cadrele didactice au multe alte revendicări care țin nu doar de majorările salariare, ci și de reformarea cu adevărat a sistemului de învățământ, care, în opinia lor, trebuie să devină și în fapt o prioritate națională. De învățământ se spun lucruri frumoase și se fac promisiuni, susțin liderii de sindicat, doar în campaniile electorale, ca a doua zi după alegeri acestea să fie complet uitate și nevoile învățământului ignorate. Pe scară de la 1 la 12, în grela salarizarea bugetarilor din România, învățământul se află la poziția 2,75.